După ce tatăl său își pierde viața, un leu mic și slab este exilat din regat, petrecând câțiva ani singur până devine suficient de puternic pentru a înfrunta noul rege. Astăzi, spune captura povestea filmului Regele Leu din 2019. În timp ce soarele răsare, animale din toată Africa află de nașterea noului prinț. Dorind să-l onoreze pe regele Mufasa, animale merg la stânca regelui unde Rafiki îi marchează fruntea micuțului Simba și îl prezintă ca viitor lider. După celebrare, celelalte animale se înclină în fața micului prinț, cu excepția lui Scar, care în loc să meargă la ceremonie, decide să rămână în vizuina lui vânând un șoarece. În timp ce marea felină se joacă cu prada lui, Zazu, mesagerul regal apare și spune că Mufasa vine pentru o audiență regală. Din cauza păsării, Scar își pierde prada și decide să-l devoreze pe Zazu, în schimb, dar este oprit de Mufasa, care apare în ultimul moment. Supărat, regele junglei spune că nu l-a văzut pe Scar la ceremonie și că ar fi dorit ca fratele său să fi fost acolo, dar leul slab este încă supărat că a pierdut succesiunea la tron în fața nepotului său. Mufasa apoi întreabă dacă Scar vrea să-l provoace pentru dreptul de a fi rege și fratele mai mic refuză, spunând că nu are nicio șansă de a câștiga și că Mufasa va domni mereu. Regele actual răspunde că greșește și că într-o zi Simba îi va lua locul și va deveni noul rege al lui Scar. A doua zi, micul Simba se trezește și îl cheamă pe Mufasa pentru a patrula împreună. În schimbarea felină își duce fiul în vârful celei mai înalte stânci, îi arată valea, spunând că tot ce atinge soarele este regatul lui. Impresionat, Simba întreabă dacă tatăl său guvernează totul și Mufasa spune că într-o zi totul va fi sub grija lui. Simba întreabă dacă va fi stăpânul acelui pământ și Mufasa spune nu, răspunzând că un adevărat rege doar protejează teritoriul. Revin spre vale, Simba vede o parte mai întunecată și îl întreabă pe tatăl său ce este, dar Mufasa îi interzice să meargă acolo. Atunci Zazu apare să raporteze că niște hiene au fost văzute vânând un teritoriu, ducându-l pe Simba acasă în timp ce Mufasa merge să-și apere pământul. Când ajunge la locul respectiv, Simba începe să meargă către ceilalți pui, că nu un gândac trece prin fața lui. Ca un pisoi bun, puiul de leu începe să se joace cu prada lui, urcând pe stânci până când cade în viziunea lui Scar. Entuziasmat, puiul începe să vorbească despre cum este să fie rege și Scar profită de ocazie pentru a întreba dacă Mufasa i-a vorbit despre ținuturile întunecate. Când află, leul îi spune că locul este un cimitir de elefanți și că toți leii adulți merg acolo pentru a dovedi că sunt puternici și curajoși. După ce și-a ascultat unchiul, Simba devine extrem de interesat să exploreze și merge să o cheme pe Nala la o plimbare, dar leoaicele se tem că se vor rătăci și îl trimite pe Zazu cu ei. Pe drum, Simba îi spune spre cimitirul de elefanți și Nala spune că ar trebui să scape de Zazu mai întâi. Dorind să-l piardă, cei doi pui încep să se joace cu pasărea, alergând printre flamingo și zebre pentru a-i bloca vederea lui Zazu. După ce trec de elefanți și zebre, cei doi pui se ascund în iarba înaltă și reușesc să scape de pasărea mesager care rămâne prinsă printre celelalte păsări. Cu drumul liber, perechea de lei merge mai departe în timp ce se luptă. Nala sare pe Simba și-l doboară de pe un deal, stând deasupra viitorului rege care cere să se oprească. Când se uită înainte, fata își dă seama că au ajuns deja la cimitirul elefanților și sugerează să se întoarcă, spunând că sunt mult dincolo de hotarele regatului. Încântat de descoperire, Simba ignoră ce spune ea și continuă printre oasele elefanților până ajunge la o peșteră. În timp ce explorează locul, Nala îl avertizează că se întunecă și cere să plece, dar este întreruptă de un grup de hiene care îi înconjoară, apropiindu-se din spate. Shenzi spune că nu mai poate aștepta să devoreze fiul regelui și se apropie cu sete. În acel moment, Zazu sosește și cere animalului să lase puii să plece, spunând că dacă vor ataca, vor declanșa un război cu Mufasa. Cu toate acestea, lui Shenzi nu-i pasă și încearcă să atace leii doar pentru a fi oprit de Zazu, care își înfinge ghearele în fața lui. Profitând de distragerea atenției, puii intră într-un tunel subteran și încearcă să scape pe dedesubt, dar este tot în mijlocul hienelor. Când cei doi sunt încolțiți, Mufasa apare și începe să atace hienele cu furie totală, făcându-le pe toate să se retragă. Regele leu le spune apoi să nu se apropie niciodată de fiul său și Shenzi spune că va asculta, permițându-lui Mufasa să ducă puii înapoi în regat. Când sunt în siguranță, regele cer lui Zazu să o ducă pe Nala acasă și rămâne singur că vrea să vorbească cu Simba, spunând că a pus în pericol viitorul regatului. După o conversație mai serioasă, Mufasa se joacă cu fiul său pentru a calma tensiunea. Când cei doi obosesc, Mufasa se oprește să se uite la stele cu fiul său și spune că marii regi din trecut sunt acolo ghidându-i și protejându-i pe cei actuali. În mijlocul nopții, Scar se duce la cimitirul elefanților și vorbește cu hienele. Gândindu-se că Mufasa caută răzbunare, ceilalți prădători se pregătesc de luptă. Când este recunoscut, Scar spune că a auzit despre foamea care se răspânește prin ținuturile întunecate și de aceea a trimis doi pui să-i hrănească, dar că micii lei au reușit să se întoarcă în viață. Flămânde, hienele spun că îl vor devora și Scar răspunde că le poate oferi mult mai mult. Shenzi întreabă despre ce vorbește și leul spune că le poate menține burțile pline atâta timp cât îl ajută să devină noul rege. Scar spune apoi că Mufasa trebuie eliminat și că atunci când va lua tronul, în sfârșit vor putea să-și umple burțile. Deși li se pare nebunesc, Shenzi și celelalte hiene sunt de acord să-l ajute pe Scar, care le spune despre planul său de a prelua regatul. În dimineața următoare, animalul își duce nepotul la plimbare într-un canion, unde spune că leii își găsesc
regele. Potrivit lui Scar, aceasta este singura modalitate prin care Simba va putea recâștiga încrederea tatălui său. Vezând ceea ce spune, micul prinț începe să exerseze și Scar spune că trebuie să plece spunând că se va întoarce mai târziu să îl verifice. După ce unchiul său pleacă, Simba privește la celelalte animale și încearcă să răcnească la o șopârlă, dar tot ce obține este un mieunat. În mod neașteptat, fiul lui Mufasa simte pământul tremurând și începe să se uite în jur, realizând că o turmă de gnu intră în defileu. Fără să știe că hienele provoacă asta, Simba se ascunde în spatele unei stânci și, tremurând de frică, așteaptă ca pericolul să treacă. La piatra regelui Scar ajunge și îi spune fratelui său despre ambuscada din defileu, spunând că Simba este acolo și are nevoie de ajutor. Fără să stea pe gânduri, Zazu și Mufasa se îndreaptă spre pui, care se ține de un copac pentru a evita să fie lovit. După un timp, Lei și pasărea mesageră ajung și Mufasa merge după puiul său. În timp ce coboară, Scar îi cer lui Zazu să cheme leoaicele și reușește să rămână singur cu cei doi. În acel moment, Mufasa coboară și intră în mijlocul gnuilor pentru a ajunge la pui. Ținându-se de același copac ca Simba, înainte să poată face ceva, unul dintre gnu lovește regele savanei, rupând ramura și lăsându-i pe cei doi lei inconștienți. Exact când Simba crede că nu mai are scăpare, Mufasa apare și prinde puiul în gură, plasându-l într-un loc sigur pe vârful stângii. În ciuda acestui fapt, Mufasa este din nou lovit de gnu, care îl calcă în picioare. Și rănit, regele leilor reușește să scape de ambuscadă și începe să urce defileul. Când Mufasa ajunge în vârf, Scar apare și doar privește cum fratele său imploră ajutor. În schimb, animalul își înfinge ghearele în Mufasa și îi zgrie fața, determinându-l pe regele actual să cadă în defileu, să fie călcat de ultimul gnu. Îngrijorat, Simba coboară din nou și își caută tatăl, găsindu-l deja fără viață pe fundul defileului. Disperat, puiul strigă după ajutor și se culcă lângă trup. În timp ce așteaptă să vină alții, Scar apare și întreabă ce a făcut, dând vina pe Simba și spunând că acum toată lumea îl va vedea ca pe un criminal de cea mai prea speță. Înspăimântat, puiul întreabă ce ar trebui să facă, iar Scar îi sugera să fugă cât de departe poate, făcându-l să promită că nu se va mai întoarce niciodată. În clipa în care puiul se depărtează, hienele apar în spatele lui Scar, care le poruncește să elimine puiul. Când observă prădătorii, Simba leargă cât poate de repede, dar ajunge să alunece și cade de pe o stâncă. Cu toate acestea, Shenzi vrea să confirme că este eliminat și le poruncește celorlalte hiene să coboare să verifice, dar animalele se sperie și presupun că nimeni nu ar putea supraviețui căderii, mințindu-l pe Shenzi că au mâncat trupul puiului. La câțiva metri mai jos, Simba zace sub un copac și așteaptă ca hienele să se îndepărteze. Când o fac, fostul prinț coboară în defileu și începe să meargă fără țintă prin deșert. La piatra regelui, Scar ține un discurs plângând dispariția fratelui său și a nepotului său, spunând că nu a reușit să ajungă la defileu la timp. Cu acestea, leul spune că nu pot renunța la un lider și preia tronul. După ce se proclamă rege, Scar spune că este prea mult de muncă pentru un singur animal și spune că are nevoie de ajutor pentru a-i ține pe toți în siguranță, chemând hienele să domnească alături de el. În deșert, Simba își petrece mai multe zile mergând singur. Obosit, micul leu renunță și se întinde pe nisipul fierbinte. După câteva ore, un grup de vulturi se apropie să-l devoreze, dar sunt întrerupte de un mistreț sălbatic care încearcă să le lovească. După ce păsările pleacă, porcul se apropie de Simba și suricata de pe capul lui decide să investigheze, descoperind că micul leu este încă în viață. Înspăimântat, Timon aleargă în spatele unei stânci și se ascunde, dar Pumba își dă seama că este încă un pui și sugerează să aibă grijă de el, spunând că atunci când va crește, Simba îi poate proteja de orice. Când puiul se ridică, mistrețul sălbatic și suricata se prezintă și întreabă cum a ajuns acolo, dar micuțul nu vrea să vorbească despre asta și continuă să meargă. Realizând că de supărat este, Timon îi spune că poate schimba viitorul și îl învață despre Hakuna Matata, filozofia unei vieți fără probleme. După aceea își urmează noi prieteni într-o zonă complet nouă, o vale extrem de frumoasă cu o cascadă aproape. Când ajunge acolo, Simba spune că este flămân și Timon îi spune că trebuie să-și schimbe obiceiurile alimentare, spunând că nu va mai mânca animale precum zebrele și antilopele. În cele din urmă, Timon arată cum Pumba deschide o cutie, expunând diverse insecte pe care tot se apropie să le mănânce. Chiar dacă Simba este flămân, Timon îl învață spre Hakuna Matata. Chiar dacă omizele nu sunt în dieta sa, Simba reușește să mănânce liniștit, crescând timp de mai mulți ani până când devine un leu adult tânăr. În regat, ultimele animale părăsesc teritoriul, fugind de Scar și de hiene, precum și de seceta care a cuprins regiunea. Din piatra regelui Nala, vede ce s-a întâmplat și se gândește să intervină, dar este interzis de mama ei. În acel moment, Zazu sosește și le spune despre fuga ultimelor turme, dar este întrerupt de hienele care încearcă să-l mănânce. În data ce pleacă, Scar apare cu restul prădătorilor și cere să vorbească cu Sarabi. Chiar dacă Nala nu este de acord, văduva lui Mufasa merge să vorbească cu Scar, care îi cere să se alăture lui la banchet. Sarabi spune că el vânează prea mult și că acesta este motivul pentru care toate animalele părăsesc regatul, dar Scar răspunde că doar și-a îmbunătățit tehnicile cu armata sa. Leul spune că nu a chemat acolo pentru asta și că vrea să-i ofere o șansă să devină din nou regină, spunând că cealaltă leu aici urmează pe Sarabi și că îl resping pe el din cauza ei. Evident, Sarabi refuză cererea, iar ca pedeapsă, Scar spune că de acum înainte hienele vor mânca înaintea leoaicelor, afirmând că de obicei acesta nu prea lasă mult în farfurie. Refuzând să accepte acest lucru, Nala așteaptă ca tot să adorme și decide să fugă din regat să
caute ajutor. Profitând de întuneric, fata încearcă să treacă printr-un stânci fără să fie văzută. Dar Scar se trezește și o simte în aer. Dorind să știe cine încearcă să fugă, pleul începe să adulmece urma și aproape reușește să găsească femela. Dar Zazu apare în un moment și îl distrage pe leu, tenându-l deoparte pentru ca Nala să poată scăpa. În depărtare, Simba continuă să trăiască ca și cum ar fi fost un mic prădător, mâncând termite împreună cu Timon și Pumba. După ce petrec toată ziua mâncând, trioul se culcă să privească stelele, iar Timon spune că sunt licurici uriași. Când îl întreabă ce crede, Simba îi spune ceea ce i-a spus tatăl său, că marii regi ai trecutului veghează asupra celor vii. Când aud versiunea sa, Timon și Pumba încep să râdă și Simba se supără și pleacă să mănânce niște insecte. Izolat, fiul lui Mufasa se culcă să privească stelele, când o șuviță de păr se desprinde din coama sa și cade în apropierea unui pârâu. În apă, o pasăre ridică șuvița și începe să zboare, folosind blana pentru a-și construi cuibul. Într-un ciclu natural, bucata de coama lui Simba continuă să călătorească în jurul Africii până când ajunge în mâinile lui Rafiki, care își dă imediat seama că aparține fiului Mufasa, care pentru miracol este încă în viață. A doua zi dimineață, Timon, Pumba și alte câteva animale se plimbă prin pădure când Nala sare din iarbă să încerce să-i mănânce. Disperat, Pumba încearcă să fugă de leoaica din spatele lui, dar ea este extrem de rapidă și știe că nu va putea scăpa. Fără alte opțiuni, mistrețul o duce pe Nala direct la Simba, care se bagă în față pentru a-și proteja prietenul. Fără să se recunoască unul pe altul, cei doi lei încep să se lupte până când Simba este dobărât la fel ca atunci când era pui, determinându-l pe mascul să-și recunoască în sfârșit prietena din copilărie. Încântat, Simba spune că îi va plăcea să trăiască acolo și că este destul de multă hrană, dar Nala avertizează că Scar domnește cu hienele și cere ajutorul fiului Mufasa. Simba, simțindu-se încă vinovat pentru ceea ce s-a întâmplat, îi spune că acesta este căminul său și arată împrejurimile. După ce vede noul regat al lui Simba, Nala este încântată de loc. Cu toate acestea, Nala întreabă de ce nu s-a întors niciodată acasă și îi spune că Scar a distrus pământurile regatului, cerându-l lui Simba să-și sfideze unchiul, dar el spune că nu este nimic ce poate face pentru a schimba lucrurile. Nala spune apoi că Simba a devenit egoist și că a fost o mare greșeală să vină după el și pleacă imediat după aceea. Dorind să fie singur, mărețul leu pleacă la o plimbare gândindu-se la întâlnirea cu Nala. Pe drum, Simba îl întâlnește pe Rafiki, dar nu-și amintește de el și se comportă ca și cum ar fi fost doar un alt animal. Dorind să fie lăsat singur, Simba îi cere primatei să-l lase în pace și el îi răspune că trebuie să-l ajute să se găsească pe sine. Crezând că maimuța este nebună, leul își continuă drumul până când Rafiki îi spune că l-a ținut pe fiul lui Mufasa în brațe. Simba întreabă apoi dacă maimuța îl cunoaște pe tatăl său și îl răspunde că încă îl cunoaște pentru că Mufasa este viu. Rafiki spune că îl va duce pe Simba la el, cerând leului să-l urmeze. Destul de optimist, fostul prinț urmărește maimuța șaman până când ajung pe malul unui râu. Acolo Rafiki spune că Mufasa l-așteaptă și îi cere leului să meargă la mal. Când Simba se apropie de apă, Rafiki îl întreabă dacă poate vedea și spune că Mufasa trăiește înăuntru lui. În acel moment se formează o furtună mare pe cer și Mufasa comunică prin ea, spunând că trebuie să-și ocupe locul în ciclul vieții și să devină rege. În cel urmă, Mufasa spune că întotdeauna a fost lângă el și că Simba trebuie să-și amintească cine este. Mișcat de cuvintele tatălui său, prințul decide să se întoarcă în regatul său și începe să urmărească pe Nala. După mai multe ore de fugă în deșert, o găsește pe femeie și îi spune că trebuie să se întoarcă acasă în curând, alergând cu ea până ajung la prăpastie. Acolo, Simba vede ce a devenit regatul și își amintește cuvintele tatălui său, că trebuie să protejeze tot ceea ce atinge soarele. În acel moment, Zazu apare și se încânta să-l vadă din nou pe prinț. Timon și Pumba apar și ei și spun că vor lupta alături de Simba, promițând să-și susțină prietenul în tot ce are nevoie. Împreună observă mișcările hienelor, iar Simba le spune că pot folosi momeală vie. Cum nu există alte opțiuni, Timon trebuie să joace acest rol și să atragă hienele departe. Urmărind totul din copac, Rafiki își ia vechiul său toiac și se pregătește pentru luptă. În piatra regiului, Scar vorbește cu Sarabe și încearcă din nou să o convingă să devină regină, iar femeia spune că el nu este nimic în comparație cu Mufasa. Enervat, noul rege o atacă pe Sarabi, dar Simba apar la timp, poruncindu-lui Scar să se depărteze de mama sa. În timp ce Sarabi și altele oaice sunt bucurați să-l vadă din nou pe Simba, Scar este vizibil deranjat și aruncă vina pe hiene pentru tot. După reuniune, Nala spune că domnia lui Scar s-a sfârșit și cheamă leoaicele să lupte alături de Simba. Viclean, ca întotdeauna, Scar spune că lucrurile nu trebuie să se încheie în violență și spune că ar urâ să fie responsabil pentru eliminarea cuiva din familia sa, la fel ca Simba. Confuză, Nala întreabă despre ce vorbește și Scar îl presează pe nepotul său să recunoască că l-a eliminat pe Mufasa. După ce își asumă vina pentru eliminarea tatălui său, Scar începe să-l acuze cu insulte teribile și Simba este prins pe marginea stâncii. În timp ce merge înapoi, prințul alunică și aproape cade, rămânând agățat de stâncă. Chiar atunci, un fulger lovește iarba uscată și aprinde un foc chiar sub Simba. Pe vârful pietrei regelui, Scar își vede nepotul atârnând și spune că această priveliște este foarte familiară, spunând că atunci când Mufasa a murit a fost exact ca acum. Scar spune că s-a uitat în jos și a putut vedea frica în ochii bătrânului rege, la fel cum o vede acum în ochii lui Simba, punându-și labele pe nepotul său și șoptindu-i la ureche, mărturisind că el i-a luat viața lui Mufasa. Furios, Simba îl mușcă de față pe Scar și urcă înapoi pe stâncă, confruntându-se cu unchiul său care îl acuză că vrea să-l omoare. În acest moment, Sarabi spune că Scar a spus întotdeauna că a ajuns prea târziu la prăpastie
dar acum tocmai a mărturisit că a văzut privirea lui Mufasa. Cu înșelăciunea sa descoperită, Scar ordonă hienelor să elimine pe toți, iar Nala conduce leoaicele într-un contraatac, declanșând un război între cele două specii. În depărtare, Timon și Pumba se ascund într-o peșteră, crezând că au reușit să scape de hiene, dar nu ar putea fi mai greșit. Brusc, prădătorii apar în spatele lor și Timon nu are altă opțiune decât să-i atace, determinând hienele să se retragă. Pe piatra regelui, Lei și hienele continuă să lupte pe măsură ce flăcările se extind tot mai mult. În mijlocul câmpului de luptă, Shenzi o vede pe Nala și spune că a așteptat acest prânz ani de zile, dar femeia răspunde că nu mai este un pui și că este pregătită, așa că se aruncă asupra hienei cu toată puterea ei. Din ceruri, Zazu atacă și el rivalii săi în încercarea de a-i distrage, dar ajunge să fie prins și trebuie salvat de Rafiki, care își folosește toiagul pentru a bate hienele peste cap. Cu toate acestea, Lei sunt depășiți numeric și Nala este aproape învinsă de Shenzi, care reușește să o muște de gât și să o arunce de pe stâncă. La fel ca ea, leoaicele doboară și ele hienele, care știu că nu pot câștiga și decid să fugă. Uitându-se la totul în depărtare, Scar încearcă și el să scape, dar Simba nu lasă și merge după el, lăsându-și unchiul prins pe vârful muntelui. Fără să aibă unde să fugă, Scar cere milă și pretinde că hienele l-au determinat să facă asta, numindu-le animale scârboase și declarând că intenționează să le elimine pe toate fără să bănuiască că acestea îl ascultau. Cum Simba nu-l crede, Scar decide să-l șantajeze emoțional și cere milă. Simba cedează și cer lui Scar să fugă, să părăsească regatul și să nu se mai întoarcă niciodată, exact cum uncle său i-a spus că era doar un pui. Scar pretinde că îi ascultă cererea și începe să se îndepărteze doar pentru a arunca o grămadă de cărbuni fierbinți în fața nepotului său. Simba merge apoi după unchiul său și cei doi încep să lupte, sfârșind cu Scar căzând de la înălțime, așa cum a făcut și cu Mufasa. În cea înălțime, Scar supraviețuiește căderii și se întâlnește cu hienele care au supraviețuit de desubt. Ca de obicei, leul încearcă să înșele prădătorii, dar creaturile au auzit tot ce a spus și nu se gândesc de două ori înainte de a-l ataca, devorând leul în timp ce este încă în viață. După ceva timp, începe să plouă și focul se stinge în întregul regat. Cu lucrurile mai liniștite, Rafiki merge la Simba și îl încoronează ca noul rege leu, readucând regatul într-o eră de prosperitate, așa cum a vrut Mufasa.